Duminică 2 iulie 2023, am plăcerea să mă aflu în județul Olt, în orașul Balș, în crescătoria unui tânăr maratonist, un mai vechi prieten al nostru. Este vorba despre domnul Marin Ionuț Cosmin, pe care îl salut. Te salut, Ionuțule, ce faci? Duminică dimineața te-am găsit printre porumbei. Da, printre porumbei. Să-ți fie rușine. Pregătim noua etapă Vlodava Națională. Și... Cum ți-a mers la prima Vlodava? Asta e a doua? Da, asta e a doua. Prima a fost... Am înțeles că a venit bine. Ești mulțumit. Binișor. Pentru ce etapă grea a fost, unde s-au pierdut mare parte din efectiv la tot județul și toată provincia. Au fost pierderi mari, nu la prima Vlodava. Din 9.000 de porumbei pe undeva pe la 3.000, să zicem, că or fi veniți. Dacă au venit o treime, nu? Da. Da, pierderi foarte mari, într-adevăr. Foarte mari. Tu câți ai angajat? 14 și mi-au venit 5. Ah, asta e. Păsări tinere, bătrâne, ce ai angajat? Bătrâne, am băgat porumbeii care au fost o parte zburați pe ruta Ucraina în 2021. Anul trecut fac parte din membrii care s-au mutat în Dolj, am zburat pe vest. Oh. Și anul ăsta, cum zice vorba, am revenit acasă să zbor cu asociația Olt pe Polonia. E greu asta, pentru că în 3 ani de zile tu ai zburat pe 3 rute diferite, nu? Da, hai. Anul trecut și pentru porumbei e foarte greu. Da, anul ăsta a fost, anul trecut practic a fost etapa de perien destul de neplăcută, de unde s-au băgat undeva 18.000 de porumbei și au venit 2.000 și cea de porumbei, da. Unde acolo s-a pierdut tot lotul bătrân și tot porumbei cu palmarese, cu experiență. Da, așa e. Și încercăm să reconstruim. Acum încă o etapă, da, asta e... care să pierd porumbei, dar încercăm să construim din nou cu porumbei care îi avem în crescătorie. O mare parte din ei de la domnul... Tu Nicu ai și marfă de calitate, că ai numai ei de la Nicu, marea da, majoritate, da, nu? Da, după cum ați observat, acum la PAU Internațional a fost locul 24 pe Belgia. Onoare pentru România, într-adevăr. 100%. Anul trecut a fost locul 7 național. Așa e. La Iarlinci la maraton, locul 11 la Iarlinci maraton. Așa e. Tot cu familia mea de porumbei care am luat-o de la dânsul. Da. Deci porumbei dânsului. Dar de unde îl cunoști pe Nicu? Este de la noi de aici, din apropiere, de la zburat din lângă Balș, de la zburat în Italia. Și dorința mea de mic copil a fost să-mi aduc câțiva porumbei de la dânsul. De la 1-2 cât mi-am dorit, practic aproape tot efectivul l-am fost. Dar te-ai iubit mult sau te-ai stimat mult pentru că ți-a dat păsări de calitate. Da. În primii ani chiar am reușit rezultate notabile, cu rezultate pe asociație destul de bune, locul 2 Grand Prix, locul 3 Grand Prix, locul 2 AS Fond Yarling. Ai văzut? Rezultate destul de bune, locuri 10, în primii pe lansare la maratoane, la crescători, deci din porumbei dânsului. Anul ăsta, în 2021, am mai achiziționat și câțiva porumbei pe linia Battenburg și Jelema. Da? Tuțimul la origini, foarte bun, într-adevăr. Asta am adus din spumă, cum vine vorba de asta, sunt și mulțumit de ce am adus. Practic, sunt porumbei care sunt buni. Da. Și tu izbor văduvie natural? Și văduvie și natural, și văduvie. Depinde de timp, depinde... Acum, dacă a fost etapa care a fost, i-am lăsat pe natural să vedem ce o ieși pentru Vlodava Național. Aha. Mi-arătai un list aici, de vreme la boxa 6. Da, un porumbel cu azi maraton pe Ucraina, zburat pe vest, și anul ăsta e primul pe crescătorie la... etapa de Vlodava. Super. Un porumbel de 2019, nu? Da, 495068 de 2019. Da. Porumbel foarte bun. Mama de bază la tine în crescătorie, da, nu? Da, toată linia și pe unde am dat rezultate, locul 1 pe linia lui. Etapa asta în centrul țării, la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, locul 1. Ai văzut? Bucur Dorin zboară din porumbeii mei, da? Și are 12 veniți din 20. Ai văzut? Bravo. Toți din porumbeii mei, inclusiv locul 1 pe județ. Frumos. O, ce bine arată, o, ce are, pare. Unul tata de... Emil Denis, mama Ian Ardea. Da. Frumos. Și în Anglia, pe linia lui, au venit de la Pau. Da? Da.
Zburați peste canal, nu? Da, da. Canal Bunecii. Pau internațional. Ia locul uite, 80 și ceva național pe Anglia. Bravo ție, Pau. Bravo. Știi? Deci, din un frate bun. Peste canal. Da. Doi frați, doi angajați, doi veniți. Ai văzut? Deci porumbei, nu doar prin crescătoria mea, prin mai multe crescătorii pe unde am vândut și am dat la prieteni, fac treabă. Bravo ție. În fiecare an la lotul de zbor baci iarlinci tineri? Da. Anul ăsta fiind pe Polonia, am evitat să angajez iarlingii la maraton. Deși din ce am observat eu... Ce ai făcut? Doar fondul cu ei? Da, au trei etape de fond, vor zbura toate cinci etapele. Păi că aici au pereche, dar ăștia sunt mai tineri? Guții ăștia? Marea majoritate acum au rămas tineri. Au rămas tineri, nu? Da. Acesta este pe celebra linie de New Laureat. Aha, bun. Un porumbel vine destul de bine, el cu fratele lui, că doi am angajat. Doi, tata e un consanguin pe New Laureat, mama o nepoată de New Witbuic. Da. Porumbei foarte frumoși și el și frate s-au... Mai deschide aripa puțin, că e foarte frumos, îmi place. Se vede, da. Păi ții bine și din punct de vedere al penajului, văd, nu? Da, mâncare, versele Laga, da. De Belgia. Semi-obscuritate aici, ca să nu ai probleme cu... Aceasta este iar o femelă, a doua cresc din... Nu. Pereche albastrului Ilis, care da, mi l-a arătat da, primul, da, 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 e din bătrânul meu, de la Nicu Bărbulescu, de 07, tata lui, îl am și acum, reproduce perfect, vin foarte bine puii. Da. Cât timp îți permiți, eu nu să stai între porumbei în timpul sezonului de concurs? Câte ore? Ha? Puțin. Nu cât ai vrea tu, de exemplu. De tot. Am serviciu care îmi petrec foarte mult timp. Acum sunt din nou tehnic pe Clubul Balș. O responsabilitate în plus, da, într-adevăr. Da. Nu, dar cât am una peste alta, ce să le faci? Aici, aceea, n-avem un cotru, trebuie. Te mai ajută cineva la porumbei în timpul zilei? Nu. Doar tu? Doar. E greu, frate. Deci sunt foarte mulți porumbei. E greu. Destul de mare, 50 de perechi. La matcă? La matcă. Nu știu când te descurci cu ei. Stau foarte mult timp. Le ofer tot ce trebuie. O să vă prezint și de acolo câțiva porumbei. Mergem și acolo. Mergem și acolo să vedeți că sunt întreținuți cum trebuie. Așa, timpul ăla care l-am, da, dar porumbei de calitate. Ți-l dedici numai porumbeilor. Da. Bravo. De lângă alte... Cu pescuitul ai? Nu le-ai, ce bine. Acolo ți-ai petrecut restul timpului. Am avut o tentativă, așa, nu? Da, când m-am apucat, treceam eu printr-o supărare a vieții și asta pe marginea pălții și m-am liniștit. Chiar a fost, ce zis, să spun, cu ok. Tot mai plăcut la porumbei. Da, apoi am revenit cu pasiunea din copilărie la porumbei și m-am reapucat de porumbei în 2011. Nu mai zburam de 10 ani. Și în 2011 m-am reapucat. Ai văzut dacă e microbul infiltrat adânc? M-a sunat cu cine zburam eu când eram mic, Preda Nicolae de la noi din Balt, dar pe numele lui la Leu, acum îl cunoaște toată lumea. Aveam foarte bune rezultate în perioada aia. M-a sunat Ionuț, vezi că scăpă lui Neadan Plușu de la Constanța, femeia de la tine. Uită-te și tu. Practic și atât a fost nevoie și m-am reapucat de porumbei. Și veniți femeia la tine? Da, mai veni. Eu dădusă lui Neadan în 2004. Era o albastră soră bună cu celebrul porumbel al lui Neanicu, cum zicem noi, la Leoa, Mandenburgul, soră bună. A fost un porumbel campion tot sudul României. Îl cunoaște, nu? Îl cunoaște și descendenți din porumbelul. A fost la Neadam Plus, știu că femeia de la mine a fost, îi spunea Regina, cea mai bună reproducătoare a dânsului. Ai văzut? Și acum pomenește. Și acum am păstrat legătura cu faza asta cu Neadam. Și aduce aminte de Regina dânsului? Da. Super. Da. Unde vrei mai duci? În ce crescătorie aici? La tine în ce volier? La pui? La maturi? La matcă. La matcă mergem, da? La matcă și pe la pui. Hai. Și câteva boxe individuale să vă prezint. Câțiva porumbei de calitate. Da. Din ce am adus și în ceva încerc să-mi consaminizez linia lui Nicu Bărbulescu pe celebrii Herbot, unde au dat rezultate foarte bune
prin toată România, inclusiv am dețin fraz bun cu părinții, locul 1 pe Dolj, pe toată provincia la maraton, locul 1 pe Vâlcea la Valea Tudorului în 2020 sau 2021, nu știu exact, la azi maraton și încerc să mi să ți strângi acolo. Strâng ca un bătrân, sunt de 2012 și trebuie să-i opresc da, sângele. Am doi frați cu olimpicul lui Nicu Bărbulescu Franz, care chiar s-au făcut ce trebuie. Exact. Și pe unde am dat, am la Suceava, campion, anul trecut, o să vă prezint bunicii, că bunicii am. O să vă prezint și de la prietenul meu, Bucur Dorin, de la Târgu Jiu, care a ieșit acum campion din primul an care zboară maratonele. Bravo, frumos. Cu porumbeii mei. Deci... Hai să mergem. Hai să mergem.